Toată lumea în bancă acum. S-a sunat și vine proful. Cel mai nou serial aduce povești savuroase din anii de liceu și o distribuție specială. Câțiva dintre cei care ne vor aminti de ore de teze, de farse, de holurile liceului, de prof și câte și mai câte aventuri. Doamnelor și domnilor, Bibi, Azalea Necula, Robert Dobre și Doru Cătănescu. Salutare, bine ați venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Domn profesor, te-am văzut! Ți s-ar fi potrivit rolul ăsta, nu zici un rol? Ai jucat vreun rol de prof? El e încă nu, că eram mai tânăr și nu mi s-a... Nu mi s-a permis. Știi ce se întâmplă, nu mă ajută, da. Domn profesor. Spuneți. Cum sunt copiii din ziua de astăzi, domn profesor? Sunt așa cum nu cred că eram noi când eram elevi. Sunt așa? Nu plini, rachetă de energie. Uite așa sunt tot timpul, rachetă. Așa? Adică cum i-ai văzut acum așa sunt tot timpul. Și e pentru mine, pentru generația de actori, așa să zicem după 40, e o provocare să le ții piept și să le ții ritmul în fiecare zi. Dar haideți să vedem fiecare ce personaje interpretați. Azalea. Personajul meu este Tania. Este o tânără foarte isteață, pe alocuri introvertită, dar este o bombă energetică și ea conține foarte mult și este foarte îndrăgostită. Este îndrăgostită până peste cap de cine nu se va aștepta nimeni. E o surpriză, nu aș vrea să dezvolui mai mult. Am înțeles. Bibi? Eu sunt Rita și... oarecum mă asemen cu acest personaj pentru că face multe selfie-uri, e o tipă populară care stă pe Instagram foarte mult, dar o parte la care nu mă asemen atât de mult, e și un picuț cam răutăcioasă, face parte dintr-un trio de divele liceului și mai înțeapă anumite personaje. Na. E o provocare și îmi place. Da, da, îmi place să o joc pe Rita. Robert? Eu sunt personajul Tudor. Este un băiat rebel. Are puțin romantism așa în el, știi? E puțin sensibil. Și ar fi rebelul fără romantism. Da. La el cred că e rebel romantic. E pe amploa, așa, din câte mi-am dat seama. E puțin pe amploa, pentru că eu sunt puțin mai... reținut, nu sunt așa rebel și arogant, e cu fițe, cu figuri în cap, cu... Da, e interesant, e o experiență și o provocare pentru mine, cum a spus și Bibi. E foarte mișto. Dar cât de mult seamănă ce faceți voi în proful cu ce se întâmplă în viață? Că voi sunteți pe băncile școlilor, cum s-ar spune, încă. Aia. Zine, cine e la liceu? Bibi, hai, zi. Eu sunt la liceu, da, tocmai am intrat clasa 11-a. Ce pot să zic? Mi-aș dori să avem mai mulți profesori ca proful. Aha. Învățăm mult mai rapid, are niște tehnici, el foarte, foarte interesante, ne face foarte captiv, ne captivează prin modurile lui și eu, sincer să fiu, am avut parte de un profesor de genul, profesorul meu de psihologie și datorită lui iubesc psihologia. Pentru că proful este un personaj foarte... foarte creativ, sociabil, comunicativ, foarte haios, pentru că proful, serialul, este o comedie combinată cu momente dramatice. Da, și... când e patru în teză, e dramatic cumva, nu? S-a dus comedie, adică, da. Da, nu, Bibi are dreptate, așa funcționează, are firul ăsta foarte bine legat vis-a-vis de emoții, vis-a-vis de problemele elevilor. Fiecare episod tratează câte o problemă a câte exact. Unui elev, din mai multe puncte de vedere, dar pe lângă firul lui epic vin și momentele comice, să zicem. Dar care e treaba cu proful ăsta? Practic vine într-un colectiv în care copiii sunt scăpați de sub control, nu? Bănuiesc? Și vine el și restabilește ordinea. Care e povestea așa în mare? Așa, din punctul meu de vedere, ca să zic, din partea din cancelarie, da, de acolo de unde stau catalogele, grupul de profesori activează în mod constant în liceu. Problemele elevilor ca din totdeauna sunt aceleași. N-aș zice că e un liceu problemă sau scăpat de sub control. Nu aș zice deloc asta. Din contră, există acest mod relaxat de a exista în liceu. Adică dacă o să vedeți, la noi se joacă ping-pong, se merge cu bicicleta prin liceu. Oamenii sunt mult mai relaxați. Cred că n-am avut noi așa ceva. Și bine, băiatul ăsta și ce face el? Adică proful. Păi uite, spuneți voi că stă cu voi. Care în clasă. Care-i povestea, adică în mare? Mie mi se pare foarte interesant că în fiecare episod proful rezolvă câte o problemă a adolescenților. Probleme cu care ne
întâlnim noi ei elevii. Se confruntă, da. De exemplu, bullying-ul sau multe alte situații. Uh-huh. Și proful ne ajută. Ne ajută. Dar și proful ăsta, el de ce e profesor? Adică ce materie predă? De fizică, chimie și sport. Și îți dai seama ce situația învățământului românesc, dragă, că are mai multe catedre, că n-are... Mă, da, eu să știu că... Este bugetul. Nu e bugetul. Are mai multe... Așa era și pe vremuri. Ce pe vremuri? Mai predai și rusă pe lângă altă materie, dacă era. Unde, mă? La tine, acolo, nu era, da, și ce, ți se pare că rezultatul nu e bun sau cum? La mine se preda doar rusă. Ce, doar rusă? Da. Am fost absolut complet, la atâta mi-aduc aminte din 3 ani de rusă că ai povestit. Așa? Cătănescu e tăvaț dușnei. Atâta mi se spunea. Ești aerian. Deci au ținut-o minte 3 ani de zile din generala asta. Spuneați că voi ați văzut deja primul episod. Da, l-am văzut. Cum vi s-a părut? În prima fază începe cu povestea lui Emil. Nu o să dau prea multe spoilere pentru că... Emil fiind un băiat... Tocilarul clasei. Tocilarul clasei, ok, ca să vă spun pe scurt. El trăiește o dramă și profesorul cumva trece dincolo de rangul lui ca și profesor și îl ajută pe acest elev să-și depășească... Adică proful ne este și prieten. Da, și prieten, da? Genul ăla de prof. Practic, prieten. Tu știi cum era Carametru în licee, Nimo, dacă vă mai aduceți exact. Voi aminte, sau un ăla, cum se chema. Când știi, Carametru era diriginte sau ce era, dar era un profesor special. Așa cum crezi că ești și tu. Cum? Așa cum crezi că ești și tu, pentru noi aceștia, știi? Mă rog, nu știu ce, bazaconi, în fine, nu despre asta vorba. Să speră că se uită Vasluianu și vede comparația. Cu Carametru? Da. Da, tu ai lansat-o. Tu ai lansat-o. Da, v-a dat o stare de bine, v-a întristat, ați râs. Cum a fost în momentul în care ați vizionat primul episod? Eu, sincer, am trecut așa printr-un amalgam de emoții, m-a condus într-un carusel. Am râs, m-am emoționat până la lacrimi de vreo 3 ori. E foarte, foarte interesant. Și ca să vă dăm un spoiler așa, acest personaj, Emil, ca să mă uitați, află la vârsta de 16 ani că este adoptat. Și de aici începe toată povestea. Deci așa că să vă uitați pe ProTV la 21:30 pentru că azi o să înceapă serialul Profu și de acum înainte în fiecare marți o să ne vedeți. Exact. De la după la Sfârbinți. Da. Da. Dar, Doru, tu ce profesor ești? De ce? Sunt profesor de geografie. Geografie? Petre, da. Face geografia în asta? În liceu? N-ai scăpat? Nu mai știu bine. Eu am terminat liceu acum 2-3 ani și de-asta nu mai știu exact. Dă și bacul la geografie, nu? Da, prof de geografie. Înseamnă că e o clasă sau nu? Nu sunt, ce fel de liceu separate, umanist, nu știu ce? Nu știu dacă e are teoretic. Teoretic, da. Liceu teoretic. Teoretic e un liceu. Emil Gârleanu, liceu teoretic Emil Gârleanu. Aha, okay. Da. Eu sunt prof de geogra, în contrapondere sau în balanță cu Cosmin, cu Cosmin Atanticu, da. Care e prof de mate. Ah, pe asta zic, pe cine e prof de mate? Știi și că pe ele... linia asta între Mișu, între ce joacă Andy, suntem în extreme. Aha. Petre e prietenul cel mai bun al lui Mișu. Îl susține, îi știe secretele, vrea să fie ca el, îl ador, așa să zic, în ghilimele. În Atanticu, Cosmin e partea cealaltă, îl invidiază, îl urăște. Personaj negativ, cum ar veni. Personajul negativ, da. Haios, adică acum haios. E prof de mate, adică da. Nu? N-ai cum să-l iubești totuși, nu? Adică el doarme pe proful de mate. Doarme pe culegerea de gheba acasă, îți dai seama. Pentru cine mai știe culegerea de gheba, da. Da. Bun, așa. Voi acum, din viața voastră personală, așa, la școală, la ce materii... Nu, bine, Bibi, tu încă s-ar putea să ai probleme. Ce materii nu-ți plac din ce faci la școală? Nu zic ce nu-ți place. Nu zic. Nu, îmi plac, vorbesc foarte serios. Cu toate materiile m-am împăcat foarte bine. Da. Însă mă bucur așa un pic că am scăpat de fizică, pentru că am trecut clasa 11 și nu mai fac fizică, matematică, chimie. Deși chimia o iubeam. Ce liceu am făcut? Nu mai faci fizică? Nu, pentru că eu sunt la liceu de muzică. Eu fac mai multă teorie muzicală. Sunt pe... Cheia, fa, cheia, sol, astea. Da, astea așa. La tine? Eu acum sunt anul 3 la un ATC la actorie. Așa. Și am făcut liceul Lipati de actorie. De asemenea, liceu de muzică. Tot așa. Dar la actorie. Da, la actorie. La ce clasă ești? La un ATC. La un ATC, la doamna Bogdana Darie și domnul Marius Gâlea. Aha. Anul 3, îmi pregătesc licența. 3.
Bravo. Da. Da. Și nu-mi plăcea sportul, sincer să fiu. Sportul? Nu, nu mi-a plăcut sportul niciodată. E ceva, ceva e în neregulă. Și am înțeles asta și așteptam orele de sport ca pe Dumnezeu, adică să na. Nu, nu prea am fost pasionată de așa ceva, să sar capra sau să alerg sau nu. Da, ciudat da, asta. Nu, că cu... noi mai săream, săream. Noi, eu de, noi de cele mai multe ori săream calul în clasă, da, adică, și calul, da, da. Se spunea des asta că și sărim tu, calul. Robert? Eu acum sunt anul 2 master, intru anul 2 master, sunt din Constanța. Tot la actorie. Tot la actorie, la art actorului de musical. Da. Și în liceu nu-mi plăceau matematica, deci eu n-aveam nicio treabă cu ele, nu că nu-mi plăceau, n-aveam nicio treabă cu chimia, matematica, n-aveam nicio treabă. Și astea nu le suportam. Așa sunt nicio. Artiștii, pe partea asta, da, mai creativă, română. Da, păi, da. Nebunatici. Vezi, ți-a plăcut matematica, eu ți-am zis că nu ești artist. Dar ce am zis eu că sunt? O, dragă, sunt salahur aici, da, vorba aia, da. Nu crezi, de dimineața până seara. Ce te baiți? Cum, uite, deci aștept cam asuntul asta, cum așteaptă copii, cum așteaptă copii. Nu, pauza, te-ai dus de partea. Deci nu, lăsați-o, iertați-o. Ea a jucat și pântel novelele, au tulburat-o puțin, nu mai știe exact. Na, da. Bun, deci să mai spunem încă o dată, în seara asta, la... Pe Pro TV la 21:30. Ca și pe imediat marți. După Las Fierbinți. Începe în fiecare proful. Marți. Da. Adică se sună de intrare la cursuri, la ore, hai de la cursuri, capul la ore. Meu.